Stă în puterea ta să fii bine. Alege conștient. Clinica Eliade. Clinica de medicină integrativă. Dintotdeauna oamenii au căutat metode de a obține o stare de bine a organismului și de a se menține sănătoși. Așa au apărut și terapiile din medicina energetică și integrativă, ramuri noi ale medicinii ce tratează neinvaziv și holistic organismul. Aflăm mai multe de la domnul dr. Mihai Pascu, medic specialist, medic de familie, ozonoterapeut, terapeut chiropractor și terapeut Asaira, plurispecializat în medicina integrativă. Bine ați venit din nou între prieteni! Mulțumesc pentru invitație, Sărmână! Mă bucur să vorbim despre această medicină, da, integrativă, energetică, pentru că sunt multe curiozități și vrem așa să ne faceți un tablou complet, să înțelegem, de fapt, care sunt beneficiile ei pentru sănătate. Da, medicina integrativă, de fapt, încearcă să obțină un mix cât mai eficient pentru pacienți sau pentru tratarea pacienților între ceea ce înseamnă medicina alopată, medicina modernă și medicina tradițională, care și-a păstrat foarte mult din caracteristicile ei holistice. Prin holism, pentru că e un termen destul de des folosit, ar fi bine să-l și definim. Holismul are la bază un principiu care spune că într-un sistem complex, sau mai bine zis, un sistem complex nu este doar suma părților sale, ci între timp apar niște interdependențe care îl fac să se comporte într-o manieră integrată. În medicina actuală, în medicina modernă, holismul a început să se dilueze, adică au apărut deja specializări, după care supra-specializări, adică exact efectul invers, atomizarea, și în care cei care operează în cadrul unei super-specializări, bineînțeles că este extrem de bine pregătit pentru domeniul acela restrâns, dar s-ar putea să piardă din vedere ansamblu și de multe ori într-un sistem complex, cum este organismul uman, în cadrul ansamblului se nasc, de fapt, aspectele care poate să producă efecte locale. Deci, de multe ori, cauzele sunt într-o cu tot o altă parte sau au o sinergie sau o înlănțuire de care trebuie să ții cont ca să obții efecte globale, efecte sistemice, nu doar o ameliorare locală a problemei. Când apelăm la medicina integrativă? La medicina integrativă se poate apăra oricând, chiar și în scop profilactic, adică pentru a preveni anumite predispoziții sau anumite vulnerabilități să se manifeste, de care știm sau le vedem că se manifestă pe linie genetică la înaintașii noștri, putem să încercăm să le identificăm și să găsim o modalitate de a ne crea un stil de viață care să nu ne vulnerabilizeze, din contră, să ne ascundem vulnerabilitățile și să ne expunem părțile forte, părțile puternice. Iar ca terapii, ce arme avem? Ca terapii este un arsenal întreg, pentru că elementele de care, mă rog, medicina integrativă sau cea pe care o practicăm noi în clinica Eliade, încearcă cumva să asigure un suport sau abordare din mai multe direcții și pe mai multe niveluri, în așa fel încât pacientul susținut în felul acesta să poată să fie ajutat să se vindece, pentru că a trata și a vindeca sunt două lucruri diferite. Noi, terapeuții, medicii, tratăm. Cel care se vindecă este de fiecare dată pacientul. Dar, sigur, ca să poți să-l ajut să se vindece, trebuie să-i înțelegi natura, să înțelegi lucrurile care îl tulbură acest proces sau împiedică acest proces de vindecare și, în egală măsură, să-i facilitezi procesul de vindecare prin elemente de susținere pe zonele lui vulnerabile. Și atunci încercăm să privim ființa umană din toate perspectivele. Noi, înainte de orice, suntem un sistem cibernetic deschis, în sensul că toate reacțiile noastre de feedback sunt niște feedback-uri negative care se încadrează într-un program mare, un program de specie, un program individual, pentru că noi, pe măsură ce evoluăm ca ființă, avem experiențe, experiențele ne învață să reacționăm corect la anumite situații. Și atunci, acest program complex de biofeedback ne ajută să ne protejăm. De fapt, el constituie marea imunitate. Ajută organismul să-și mențină homeostazia și toți parametrii optimi de funcționare, indiferent de factorii destabilizatori din mediu sau necoordonările din interiorul organismului.
Ori acest tip de investigare se lucrează la el de vreo 40 de ani, este în zona informatică, în zona, așa zis, a medicinei energetice, a biofeedback-ului, a biorezonanței. Sunt mai multe terminologii folosite, dar în fapt toate cuprind cam aceeași sferă de preocupări și care vine înaintea fenomenului boală sau înaintea fenomenului deja manifest, deja pe care pacientul resimte, simptomatologie sau o anumită, cum să zic, anumite tulburări funcționale. Aceste chestiuni spun în cât suntem de apți și de capabili de a ne apăra de elementele care încearcă să ne tulbure această armonie a funcțiilor noastre. Și utilizăm acest tip de investigare și de tratament, pentru că echipamentele pe care le folosim sau echipamentul pe care îl folosim are și un software și un hardware și elaborează, pe lângă faptul că depistează tulburările, elaborează și un remediu de tip homeopat, în așa fel încât organismul să-i se reamintească în continuu care este modalitatea corectă de a răspunde la testele la care el a căzut sau a dat răspunsuri inadecvate. Suntem exact ca un calculator, dacă știm acolo exact ce cod ca un calculator, să băgăm, nu? Dar sigur, suntem un calculator biologic. Da. Dar dacă stăm și ne gândim, da, ființa umană are o unitate centrală, un procesor care este creierul, da. Are senzori și are elemente efectoare. Și tot ce se petrece cu viteză foarte mare, deci viteza luminii aproape, se petrece prin viteze de transmisie și un fenomen electric. Exact ca un calculator. Este fascinant, într-adevăr. Da. Am tot auzit despre terapia SAER, am tot auzit despre terapia scenar. Sunt niște terapii, nu știu, relativ noi? Știu oamenii despre aceste terapii? Nu sunt noi, asta spun. Ele au în spate, cel puțin a SAER are circa 40 de ani de cercetări și mai multe generații de echipamente care sigur s-au upgradat și s-au updatat pe măsură ce tehnica a evoluat, dar principiile au rămas aceleași. Sunt echipamente care provin din zone de cercetare de înaltă ținută și înaltă probitate, în general din cosmonautică, pentru că există clar situații în care ființa umană este supusă unor solicitări cu totul excepționale și cu atât mai mult cu cât stau în zone izolate, exploratorii, cosmonauții, nu pot beneficia de asistență medicală. Și atunci este bine să existe elemente care să-i ajute să se reechilibreze și să facă față solicitărilor profesiei pe care o au. Riscante, da. Și ce presupune practic? Dacă noi venim în cabinetul dumneavoastră și vrem să vedem, să încercăm o astfel de terapie, ce presupune? Ce se întâmplă acolo în cabinet? Practic, lucrurile sunt foarte simple. Ideea este că echipamentul, în momentul în care se stabilește seria de testări care urmează a fi făcute, va emite printr-un sistem o placă care emite în spectru electromagnetic, emite un tren de frecvențe modulate, deci o câmp electromagnetic modulat în frecvență, care simulează situația cu întâlnirea cu un germene patogen, întâlnirea cu un aliment. Deci, practic, supune corpul unei testări. Pacientul are doi electrozi și acei electrozi măsoară în timp real, în timpul testării, reacția pacientului la această simulare și se integrează trei funcții. Se integrează rezistivitatea, variația rezistivității pielii, variația capacității electrice a pielii și curenții electrici pe care îi emite pacientul. În funcție de răspunsul pe care îl dă pacientul la interogarea pe care o face echipamentul, statistic vorbind, s-a stabilit care este plaja de normalitate și care sunt răspunsurile anormale. Tot ce iese din plaja de normalitate, este contabilizat într-un fel de listă de probleme care primesc o listă de remedii care să corecteze aceste tipuri de răspuns și care vin în general din zona homeopată și care într-un final se imprimă într-un remediu, într-un mediu lichid și el se administrează sub formă de picături ca orice remediu homeopat, reamintind permanent corpului ce tip de răspuns trebuie să ofere la
zona la care el nu a avut o reacție corectă. În cazul căror afecțiuni, să zicem, sunt recomandate terapiile? Mă gândesc acum că afecțiune, suntem în dacă pandemie vorbim de COVID. Afecțiune, ne referim deja la o boală manifestă sau de care știm sau care poate fi deja identificată. E mult mai complex fenomenul pentru că el nu detectează doar afecțiuni. El detectează chiar vulnerabilități de care noi nici nu știm. Uh-huh. În alergii, spre exemplu, are un efect foarte bun. De ce? Pentru că remediul desensibilizează prin expunerea în dozei foarte mici la informația pe care o conține alergenul. Sensibilitățile alimentare, la rândul lor, pot fi corectate, se obține un efect de desensibilizare prin același mecanism. Există elemente de tulburări ale unor organe sau ale unor țesuturi de funcție, de disfuncții, dar care iarăși încă nu sunt manifeste, ele sunt doar niște susceptibilități a manifestării unor boli. Și atunci se administrează informația țesutului corect, în așa fel încât corpul să poată să-și acordeze la rândul lui răspunsul. Se pot face testări la diverse microorganisme, inclusiv la COVID se poate face testarea, dar în continuare nu este obligatoriu ca să ai boala, ca ea să apară ca o vulnerabilitate. În momentul în care apare pe lista de probleme acest COVID, poate să însemne mai degrabă că în situația în care te afli, dacă te-ai contamina cu virusul SARS-CoV-2, mai degrabă ai fi susceptibil să faci boala decât să treci peste ea neobservat. Da. Exact. La maniera aceasta se pune problema. Și cui se recomandă aceste terapii? Mă gândesc ca plajă de vârstă. Nu are absolut niciun fel de contraindicație, drept care poate fi făcută testarea oricărui tip de pacient, inclusiv femeile însărcinate, deci nu există absolut niciun fel de, pentru că emisia electromagnetică a echipamentului, deci nivelul la care se produce testarea, este mult sub, spre exemplu, un telefon celular. Drept care, gradul de nocivitate este foarte redus, iar remediu, neavând elemente fizice care ar putea să declanșeze alergii sau incompatibilități cu alte tipuri de tratamente, este fiind doar un imprint energoinformațional, la rândul lui nu interacționează cu restul medicațiilor, ca și practic toată medicina homeopată. Practic remediile homeopate au două tipuri de, pot genera două tipuri de răspuns. Pot genera fie un răspuns așteptat, dorit, de corecție, de vindecare, fie poate să rămână chiar fără răspuns în situația în care nu se alege corect remediu în raport cu simptomatologia sau cu tipologia pacientului. Deci nu avem contraindicații, asta trebuie să înțelegem. Nu există contraindicații. Mă gândesc la aceste alergii despre care vorbeați, pentru că știți prea bine că de multe ori apar în copilărie, ori se manifestă pur și simplu oricând pe timpul vieții și sunt, ce să mai, ne dau multe bătăi de cap și sunt mulți părinți care își duc copiii, iată, peste tot la toți medicii să vadă remedii. Ar fi interesant dacă ar încerca și această terapie. Da, este...